râzi la cote uriașe, te distrezi mai tare ca în Las Vegas și pariezi pe cel mai amuzant număr de la Ai Umor. Pariu că râzi, mergi pe mâna mea, râsul începe acum! Astă seară dansăm în familie. Să-i primim cu aplauze pe Alexandru și Liana Avădanei! Bună! Bună! Hello! Suntem Alex și Liana și suntem părinți. Asta dacă nu v-ați dat seama după fețele de nefăcut. De asta am și venit la emisiune. Adică nu ca să rezolvăm chestia asta în vreun fel. A, nu, Doamne ferește. Da, mă rog, ideea e că trebuia să plecăm de acasă. Dar trebuia să găsim o scuză suficient de bună ca să prostim pe cineva să convingem un prieten să stea cu copiii. Așa că, iată-ne aici. Mă rog, el mi-a promis și o cină romantică, da. Iubire, dar masa asta pentru ce e aici? Închide un pic ochii, așa. E închis, bun. Auzi vreun copil? Nu. Ce poate să fie mai romantic de atât? Avem spectacol, avem adulți cu care să socializăm, avem mâncare de la catering care e gratuită. Mama, asta e super tare! Da, pentru că viața de părinte nu e job full-time, așa cum zice lumea. Asta e țeapă, că nu te plătește nimeni. E voluntariat. E muncă în folosul comunității. Chelu, tu știi ce zic? Comuniunii. În sensul în care ai și tu copii. Exact. Familia Avădanei. Familie modernă din România, posesoare de traume postnatale puse la comun, vin la Ai Umor în această zi specială pentru a se plânge în mod profesionist de denaturarea existenței lor în favoarea natalității, creșterii copil. Gândește-te că te văd toate prietenele tale la televizor. Da, știu, de aia m-am spălat pe cap și m-am epilat pe ambele picioare. Când ești cu copii, da. Cel din pahar e vin? E vin? Păi... Ha, adică nu vreau să mă înțelegeți greșit, eu nu sunt o alcoolică, doar că vinul este modul lui Dumnezeu de a ajuta pe părinți. Pentru că atunci când devii părinte, ai nevoie să reziști. Nu știu dacă voi înțelegeți, dar acasă cu siguranță sunt foarte mulți oameni care au copii mici. Da, noi avem 2 copii mici, de 4 și de 5 ani. 6. 6 ani, un băiețel și o fetiță. Corect. Asta cu fetița știam. Ideea e că îi iubim. În general. Da. El mie încă are și el copii și la tine, la suflet. Știi momentul ăla când ești părinte și vrei să faci un duș? Da, chiar, e în sală cineva care are copii mici? Nu-i nevoie să aplaudați, Chelu, știm. Vă adresați exact persoanei potrivite. Da, cu mine trebuie să comunicați. Știm. Am păreri personale. Exact, nu mai apuci să faci un duș. Exact. Îți dai seama duș, după miros. Ultimul duș a fost înainte de ultimul copil. Exact. Păi și eu, când era Alex? Săptămâna trecută. Vreau să fac și eu un duș și ghici ce? Nu am putut. A venit Spider-Man peste mine, care a vrut să mă prindă în plasa lui. Și i-am spus, mami, te rog frumos, lasă-mă să fac și eu duș, că după aia îți promit că mă joc cu tine. Proastă idee. Nu-i spui asta copilului. Niciodată. Pentru că, evident, nu o să te lase în pace. Hai, mami, nu termini odată. Da, iartă-mă un pic că te întrerup. Știi ce mi-am dat seama? Fiul meu seamănă mai mult cu mine, că exact asta o întreb și eu. Hai, mami, nu termini odată. Revenind la duș, da. Da. Hai, mami, vrei să te ajut? Vrei să-ți dau aparatul de bărbirit al lui tati? Da, și uite așa, a doua zi, tot parcul a aflat că nevastă mea are barbă. Acolo jos. Și tot așa am aflat și eu. Da, că el nu mai știa că... Au speculat păi foarte bine. Te-ai dus vreodată cu copilul în brațe să faci pipi? Da. Dar, trebuie să recunoști că în perioada asta de pandemie ne-am autodepășit. Da, știu ce vrei să zici. Am vrut să facem dragoste într-o seară și aproape am reușit. Dar nu știam cum să facem cu copiii, să n-audă ceva, să nu rămână traumatizați. Am zis că punem niște muzică, am dat drumul la un playlist de pe YouTube și am sărit pe nevastă mea. Că asta e altă treabă pe care am învățat-o de la viața de părinte. Be fast. Or be furious. Exact. Totul a început foarte bine. Cu eu am 10 degețele, ce-am voie să fac cu ele, să le bag în... Și a continuat cu pune mânuța aici și apoi mânuța aici. Scutură ca de furnici, dansează hopa hopa, mișcă-te așa, e o încântare, da.
A continuat și mai bine cu Sansura Motanul, Sansura Golanul. Eram pe principiu, cine-i golanul tău? Dacă vesel se trăiește, bate așa. Chiar, acum mi-am dat seama, dacă lui nevastă mai place pe copii, de ce nu-i pedepsim? Și fiindcă ea nu se rupea, ar mai chema un elefant. Nice, da. Nice. Bine, nu. Faza a fost că am auzit pe urmă, de atunci caută în gunoi hrană pentru 8 pisoi. Și n-aveam niciun fel de protecție și elefantul Cici și-a pierdut cipici. Nu, dar pentru mine a fost clar din seara aia. Oamenii care au compus astfel de melodii au suferit clar o traumă în copilărie și atunci când au devenit adulți, au vrut să se răzbune pe toți părinții din lume. Da, ideea e că îmi dau seama că sună totul foarte fatalist, foarte nasol, așa. Nu vreau să aveți senzația asta, că viața de părinte nu e nașpa. Adică seamănă foarte mult cu viața din studenție. Ai nopți nedormite, se strică toate, urlete în jurul tău, miroase peste tot avomă. Da! Exact! Păi copiii sunt minunați! Da! Sunt scuza perfectă pentru orice. Da! Pentru atunci când întârzi la job, pentru când ai chef să te speli. Când dai o peșină în public și ești, băi, zici și tu pardon. Dar nu, eu tati, băi, cum te-am crescut? Pentru atunci când ai chef să faci sex. Da. Acum că am rezolvat chestia asta cu cina romantică, dacă o să fiți voi buni și o să ne votați, mă gândesc, poate ajungem și noi, că n-au putut să ne dea decât o masă, poate în etapa următoare reușim cu un pat să ajungem și noi la finalizare. Da, mulțumim! 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 Bravo! Stai, că mai vrem să-ți spunem ceva. Am văzut că-ți place să te uiți pe YouTube la iUmor. Nu mai bine te abonezi? Și la canal și la notificări. Să afli primul când băgăm material nou. Spor la play acolo în continuare. Aici, aici. Play, la play, 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 play